Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de halva de casă, o rețetă simplă, fără zahăr. O rețetă pe care am făcut-o deoarece îmi plăcea de mică halvaua din semințe de floarea soarelui și am dorit să o fac în casă cu ingrediente mai naturale și, bineînțeles, fără zahăr. Pentru această rețetă eu am folosit 200 de grame de semințe de floarea soarelui, 150 de grame de pastă de susan, tahini, miere de albine sau sirop de agave sau un alt sirop natural, o lingură de cacao sau pudră de roșcove, carob, cum se mai spune, și o linguriță de esență de vanilie, care este opțională. Pentru început am pus într-o tigaie, pe foc mediu, cele 200 de grame de semințe de floarea soarelui, bineînțeles decojite. Se găsesc în comerț așa decojite și am amestecat ca să nu se ardă aceste semințe. Le-am lăsat 3-5 minute pe foc, timp în care am amestecat. Apoi le-am transferat într-un bol și l-am lăsat să se răcească. Când s-au răcit, le-am pus într-un blender din acesta, într-un chopper, și le-am mărunțit foarte bine. Trebuie să mărunțim, să le facem cât mai fin putem, să le mărunțim cât de fin putem. Mărunțim, dăm cu lingura pe marginile blenderului, apoi iar blendăm și iar curățim vasul pe margine, ca aceste semințe să se mărunțească cât mai fin. Adăugăm și pasta de tahini, pasta de susan, 150 de grame, și blendăm. Iar apoi adăugăm miere de albine sau sirop de agave, de arțar. Aici nu pot să vă spun o cantitate, pentru că depinde și de pasta de tahini și de semințe cât de uscate sunt. Miere de albine, siropul pe care îl adăugați, vedeți, ia miere de albine și este mai groasă. Poate adăugați un sirop de agave sau de arțar care este mai subțire. Deci asta depinde de ingredientele pe care le folosiți. Deci miere de albine sau siropul pe care îl adăugați la sfârșit, puneți 2-3 linguri, iar apoi vedeți dacă nu se formează o pastă care să fie de consistența unui marțipan, să fie ca o pastă de zahăr, care să nu se lipească de mâini, să fie tare, dar totuși să se poată modela, atunci nu mai punem miere de albine. Deci punem cât să o putem modela, această pastă. Punem jumătate din această compoziție pe o foaie de hârtie de copt. Punem jumătate sau mai mult de jumătate. Eu am pus și o linguriță de esență de vanilie naturală, care este opțională, dacă doriți să o puneți. Am întins această compoziție cu lingura, iar apoi în restul de compoziție rămasă am pus o lingură de carob sau cacao, puteți să puneți, o lingură de miere de albine sau sirop de agave și o lingură de pasta de tahini. Puteți să lăsați din pasta de tahini o lingură pentru final, pentru cea de-a doua. Deci când adăugați pasta de tahini în toată compoziția, nu o puneți toată, mai lăsați puțin, mai lăsați o lingură și o adăugați împreună în cealaltă jumătate când puneți cacaoa, pentru ca să nu iasă prea uscată și să nu se poată modela. Această compoziție a mea e și puțin uscată, de asta spun, trebuie pus miere de albine cât să rezulte o compoziție ca marțipanul, ca pasta de zahăr. Și o întindem deasupra la cealaltă compoziție simplă, întindem la fel cu lingura și apoi ne ajutăm de, întindem și cu mâna cât putem. Și apoi rulăm cu ajutorul acestei hârtii de copt. Rulăm și dăm forma unui rulou. Puteți să o puneți așa la frigider să
sau lăsați câteva ore sau chiar peste noapte, se poate lăsa până se întărește bine și se poate tăia fără să se sfarme. Dacă eu am pus într-un vas rotund, dar puteți să lăsați, așa cum am spus, sub forma aceasta sau puteți să puneți tot la fel într-un vas. Eu am mai făcut tot aceeași rețetă, deci încă o rețetă cu lapte praf vegetal. Am înlocuit semințele de floarea soarelui cu lapte praf vegetal, deci tot 300 de grame, 200 de grame de lapte praf, cu 150 de grame de tahini și cu miere de albine, cu cacao, cu o lingură de cacao. Am făcut încă o rețetă, asta care arată mai bine, albă, este din lapte praf vegetal, nu are gustul atât de bun ca cea cu semințe de floarea soarelui, dar este mai aspectoasă. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!